Nu mă cerosește, frumos mă privește, dar și eu la fel, n-aș sta fără el. Nu a fost primul eveniment de acest gen la care au participat. Manifestările ca aceasta sunt o tradiție pentru doamnele și domnișoarele din Valul lui Traian. Ideea acestei petreceri special pentru femei a aparținut, bineînțeles, primarului Mitroi, care s-a gândit că e de ajuns ca în restul anului femeile să muncească și să fie stâlpul societății, cum se spune. Așa că s-a gândit să le ofere o zi în care trebuie doar să se relaxeze și să ne lase pe noi să le facem să se simtă bine. Observat noi că printre sărbătorite sunt și doamne, domnișoare din alte localități și am apreciat cam peste 600, nu? Am zis bine? Da, sunt peste 600 de femei. E adevărat, cred că aproximativ 60 dintre ele sunt din altă localitate. Odată sunt cadrele didactice și cadrele medicale care desfășoară activități în comuna noastră, dar au domiciliul pe alte localități și de asemenea mai sunt femei de pe Colegiul 7, zona Palas, care au venit și ele la petrecerea noastră. Cu această ocazie vă invităm să adresați un mesaj sărbătoritelor. Cred că domnului primar ar place cel mai mult să le ureze multă fericire, să aibă grijă de ele, pentru că dacă ele sunt bine și cei din jurul lor sunt bine. Petrecerea dedicată Zilei Internaționale a Femeii a avut loc la un restaurant din localitate. În cinstea invitatelor a fost organizată o tombolă cu 15 premii, dar și multe alte surprize. Am fost întotdeauna conștient că femeia este un stâlp al societății și un factor decisiv în cadrul unei familii. Tocmai de aceea gândesc că de ziua lor, doamnele merită o petrecere și puțină relaxare, a declarat primarul Florin Mitroi. Și cea de-a cincea ediție a Zilei Femeii la Valul lui Traian a fost una deosebită. Muzică, dans și voie bună. Nici nu e de mirare că sărbătoritele s-au lăsat cu greu convinse să plece acasă.